Premierul Florin Cîțu spune că accelerarea campaniei de vaccinare își arată deja efectele, deoarece numărul de cazuri de infectare cu COVID-19 este în scădere. Cîțu spune că în aceste condiții s-ar putea renunța la masca de protecție, iar restaurantele ar putea primi clienții vaccinați chiar până la capacitatea de 100%. El a amintit că în niciun județ rata de infectare nu mai depășește 3 la mie, atât pentru că s-au respectat regulile, cât și datorită accelerării ratei de vaccinare. Acest lucru, spune premierul, este vizibil mai ales în marile orașe, unde un procentaj mai mare al populației s-a vaccinat. Spune că masca nu va mai fi obligatorie în spațiul liber. Ce părere aveți despre asta? Chiar dacă spune, cine dorește poate să pună, nu e o problemă asta. Nu-l dăunează cu nimic dacă o parte. Deci nu. Considerați că este o idee bună să renunțăm la mască? Nu în totalitate. Nu în totalitate. În spațiile închise, uite, în pețe, nu vorbim de restaurante și acolo, că nu, acolo nu se poate. Odată ce servește masă sau bea ceva, nu se poate. Dar este o idee bună pentru reducerea. Încet, 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 dar nu putem dintr-o dată să trecem la aceste aspecte. Deci nu se poate. Fi bine. Considerați că este o idee bună? Da, dar dacă nu mai e COVID, da. Dacă există, dar eu cred că nu există. Singura soluție de a scăpa de pandemie este să ne vaccinăm, a spus premierul. El s-a declarat optimist privind atingerea pragului de 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie, în condițiile în care 3,4 milioane de persoane au făcut deja cel puțin o doză.